Bună, pești, și bine ai venit la citirea ta de dragoste pentru luna august. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia pești, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul peștilor. De asemenea, dacă ești interesată sau interesat de cineva din semnul peștilor, ești binevenită sau binevenit la această etalare. Hai să vedem, dragilor. Și aveți așa, faietonul, 3 de cupe. Văd aici că e posibil ca unii să fie între două persoane sau să aveți un chef fantastic de a face drumuri, de a vă distra, de a simți viața din plin. A venit și motanul, mi-a oferit un pupic. E o perioadă în care vă simțiți foarte puternici, e o perioadă în care vă simțiți bine, o perioadă în care aveți ocazia să cunoașteți o persoană la o petrecere, la un drum sau pe drum la o întâlnire din aceasta. Să știți, dragilor, că e o perioadă în care e nevoie să mențineți un echilibru foarte fin într-o relație, deoarece lucrurile văd aici că pe de o parte sunt albe, pe de o parte sunt negre, deci e nevoie acolo să mențineți lucrurile fin. Pentru alții e posibil să încercați să țineți în frâu o relație anume, cumva să fiți liantul, da, într-o relație dintre două persoane, nu știu, dintre iubit și mama, dintre iubit și mama voastră și așa mai departe, deci mai multe combinații. Aveți așa, luna, 4 de monede, regele de spade, 8 de cupe, cavalerul de monede, 4 de spade, diavolul, 7 de monede, 8 de bâte, regina de cupe. Foarte frumos, dragii mei peștișori. În primul rând aveți una, două arcane majore și trei cu cea de la baza pachetului. E o lună intensă și pentru voi, e o lună în care se anunță tot felul de lucruri ascunse, e o lună în care se cere să fiți foarte atenți la tot ce ține profunzime, noapte, tot ce ține de ocult, iarăși foarte mare atenție acolo pe tot ce înseamnă zonă nevăzută. Începem cu luna, ca și energie generală aici. E o perioadă în care e posibil să vă simțiți ca legați cu un fir invizibil de cineva. De asemenea, pentru unii pești, posibil ca în relația în care sunteți, ceva să vă țină apropiați. Ori v-ați despărțit și acum vă apropie ceva, dar sunteți acolo destul de greu de apropiat unul de altul. Da? Ori pentru alții chiar poate să fie vorba aici de niște iluzii, da? Sau niște premoniții iarăși care le aveți referitor la o persoană. Văd că vă doriți tare mult să vă impuneți un punct de vedere, țineți foarte mult la niște principii, țineți foarte mult la o poziție anume, de ce nu pentru alți peștișori. Hai să vedem. Împăratul, da. Aici eu tare tind să cred că cineva se impune foarte, foarte mult, dar într-un mod ascuns în viața voastră. Sau voi luați atitudine și încercați să vă impuneți într-o relație anume sau la modul general pentru cei singuri, posibil chiar să aveți așa un moment de inspirație și să vă dați seama că, domnule, ia să-mi ascult eu intuiția, ia să mergă mai departe, ia să ridic eu ștacheta sus, ia să am mai multe pretenții, să văd cum stau lucrurile. Pentru cei singuri, dar posibil și pentru cei aflați într-o relație. Mai departe, 4 de monede aici, după cum am spus, e o relație stabilă, dacă e o relație, o relație în care văd că se ține foarte mult cont, ori de ideea de finanțe, ori de niște principii, ori de niște lucruri în comun pe care le aveți și sunt fizice de aici. Pentru alți pești, posibil să fie vorba de faptul că ori voi, ori cealaltă persoană, totuși ține foarte strâns relația, deci cineva totuși își dorește mult această relație sau voi poate vă doriți o relație. Un nou început văd aici, un nou început de care cineva sau ceva ține cu dinții, pe de o parte.
Văd aici în egală măsură că ceva v-a dezamăgit, ceva care nu, sau vă dezamăgește în momentul de față, ceva care nu prea se pupă cu principiile voastre de viață, cu modul de a acționa, cu ideile voastre, de ce nu, cu etica, cu morala. Mai departe, regele de spade aici, văd că vă faceți o strategie, un plan foarte bine pus la punct în ceea ce privește o persoană sau relația în care sunteți. Vă doriți cu ardoare să faceți ceva, cred că să lăsați ceva în urmă. Simțiți acolo că totuși ceva va da cu virgulă, că parcă ceva s-a încheiat, parcă v-ați săturat de ceva. Și văd că vă faceți aici niște planuri, dar așa, ca la armată, foarte, foarte bine puse la punct. Și de asemenea văd o claritate mentală foarte mare în gândire. Lumea, văd aici, sunteți pregătiți, dragii mei peștișori, să încheiați o etapă, să încheiați un ciclu în viața voastră. Pentru doamne, posibil să aveți în minte o astfel de persoană. E un bărbat mai rece, mai detașat, e un bărbat căruia îi place foarte mult să-și spună punctul de vedere, să se exprime, e un bărbat ușor mai dificil. Și vă gândiți că s-a încheiat ceva cu această persoană sau pur și simplu vă gândiți că ați reușit să finalizați ceva. Să știți aici că discutăm despre lucruri pe termen lung sau o discuție pe zona internetului care a avut loc pentru alții dintre voi. Văd iarăși distanță între voi și această persoană, ori fizică, ori pe internet, ori niște planuri de viitor pe care le puneți la punct, dar care sunt pe termen lung și foarte lung, aș putea să spun. De asemenea, văd un blocaj aici care are legătură cu niște idei, cu niște principii pentru alții dintre voi, așa cum v-am mai spus, sau chiar discutăm de faptul că acest plan de viitor, această proiectare, da, pe care voi o faceți, este extrem, extrem de stabilă și vă doriți mult să implementați aceste idei sau relația, vă doriți să o țineți cât mai mult așa. Mai departe, aveți aici 8 de cupe, ceea ce îmi spune că în inima voastră pur și simplu simțiți că ceva s-a dus, că vreți să lăsați ceva în urmă. Pentru voi, din punct de vedere emoțional, ceva s-a terminat, ceva nu vă mai împlinește și parcă ieși și căutați altceva. Căutați altceva în relație sau căutați altă relație sau sunteți în căutarea unei persoane. Da? Că aici unde vă gândiți voi, posibil să fiți cu gândul, eu știu, îndepărtare, să vă faceți planuri foarte bine puse la punct, foarte bine gândite. Hai să vedem ce lăsați voi aici în urmă. 8 de bâte. Lăsați foarte multe vorbe care ori nu s-au spus, ori s-au spus, dar s-au spus degeaba, tot felul de promisiuni și care au legătură cu ideea aceasta de familie. E ca și cum cineva v-a dezamăgit, cineva v-a propus marea cu sarea sau cineva aici v-a spus tot felul de lucruri care nu prea v-au convenit referitor la ideea aceasta de familie, de copii. Pentru cei care sunteți într-un cuplu de mulți ani și sunteți căsătoriți și aveți și copii, atunci văd că aici s-a sfârșit o etapă de părinte, de nu știu, e ca și cum copiii au crescut și acum voi e nevoie să vă îndreptați către noi căi, ca să spun așa. Ce mai văd aici pentru cei singuri, e ca și cum ați avut o dezamăgire, ori ați fost căsătoriți, ori ați fost într-o relație mai serioasă în care poate s-a vorbit și despre un copil, despre căsnicie sau despre o mutare împreună, despre ceva stabil. Hai să vedem încotro vă îndreptați. Dacă sunteți doamnă, văd că vă îndreptați spre o perioadă în care aveți mai mult chef să vă distrați, să ieșiți, să vă simțiți bine, să inspirați pe ceilalți, poate chiar să glumiți mai mult. Și văd aici că parcă vă încărcați din ceea ce a fost, vă încărcați din ceea ce a fost și parcă vreți să vă reinventați pentru cei care ați terminat o relație. E ca și cum vă doriți ceva, dar cumva să luați viața mai în joc, mai în glumă, să nu mai puneți chiar atât de mult suflet din prima, din ce văd eu aici.
Pentru cei aflați într-o relație, eu văd că v-am zis, oricineva a înșelat, cineva a făcut ceva aici și văd că voi sunteți dispuși să treceți peste și poate chiar să stabilizați mai mult relația decât v-ați fi așteptat. În trecut văd aici un cavaler de monede, în trecut văd că lucrurile s-au mișcat foarte greu sau deloc pe tot ce ține de zona aceasta voastră de dragoste. Poate ați avut, eu știu, tot felul de discuții cu partenerul sau cu partenera referitoare la lucruri materiale care v-ar putea uni sau chiar la ideea aceasta de loc de muncă împreună sau la cum anume să stabilizați relația. E ca și cum în trecut ați luat-o încet, dar sigur pentru alții. Dar văd o transformare profundă. E ca și cum ați clădit ceva. Ați spus că, domnule, luăm lucrurile așa încet, le luăm sacadat, pas cu pas, ca la carte și când colo văd aici că ceva s-a terminat, ceva s-a încheiat, un ciclu, da? Nu zic acum că toți peștii s-au despărțit sau toți se vor despărți, dar văd aici un ciclu care s-a încheiat, s-a întâmplat un eveniment și probabil lucrurile au avansat mult mai rapid. Văd aici un cadou pe care ori l-ați primit greu, ori nu l-ați mai primit, ori e ceva material ce trebuia să primiți voi pentru alții și văd aici că au fost niște certuri, da? Niște certuri poate chiar legate de o ieșire și văd că pe voi v-a cam supărat acest lucru și ați cam luat atitudine. Ok. Mai departe, viitorul apropiat, 4 de spade, dragilor, foarte frumos, da? 4 de spade pe această poziție îmi spune că urmează o perioadă cu pace și liniște, urmează o perioadă în care simțiți relația voastră ca pe o vacanță, simțiți că sunteți în vacanță, poate chiar mergeți pe undeva, cine știe, că încă mai e timp. E o perioadă aici în care pur și simplu sunteți mult mai relaxați, posibil chiar să stați așa să analizați, domnule, pe unde aș putea să merg sau încotro se îndreaptă această relație în care eu acum mă aflu. Hai să vedem. Și aveți 10 de bâte. Poate să fie vorba de un moment în care vă luați liber, da, de la tot și poate vreți să analizați mai bine această relație, această situație în care vă aflați. Pentru că este cam ca o povară pentru voi și poate să aibă legătură cu faptul că ori vreți să vă căsătoriți, vreți să deveniți soție pentru doamnele care încă nu sunt, da, cu persoana iubită sau pentru cele care sunt singure. În egală măsură văd aici că posibil să fie o perioadă în care vă concentrați mai mult pe zona voastră profesională, posibil de acolo să vină tot felul de solicitări iarăși și văd că e posibil să vă lăsați, da, în voia sorții să răspundeți acelor lucruri, dar în egală măsură văd aici că veți sta și veți analiza foarte profund ceva. Poate veți sta în așteptare să vedeți, domnule, mă caută, nu mă mai caută, oare ce mai vrea de la mine, pentru unii, pentru alții poate să fie vorba de faptul că așteptați pur și simplu ca relația să se mai închege, e ca și cum ați plantat acolo niște semințe și acum așteptați rezultatele, să vedeți cum anume cresc, dacă e și cresc, cum anume. E și cu puțin stres, e adevărat, dar e o perioadă în care nu prea vreți să comunicați așa, o perioadă în care e posibil să alegeți să vă mai băgați acolo nițel în apele voastre. Mai departe, diavolul, aici văd că e o luptă de putere, e cineva care vrea să manipuleze, e cineva care vrea ca lucrurile să iasă fix așa după cum cântă. Acum, poate să fie vorba de o persoană din jurul vostru, deci mare atenție pentru că e posibil ca cineva să vă tenteze extraordinar de mult, însă este doar o tentație și atâta tot, sunt niște frici aici care sunt puse la încercare, poate chiar, ia uitați, faietonul, deci cartea care este aici, energia generală. Poate chiar este o perioadă cu încercări să se vadă dacă mai trageți încă amândoi la aceeași caleașcă. Dacă mai sunteți încă pe aceeași lungime de undă. Pentru cei singuri să știți că e o perioadă în care vi se cere un echilibru foarte fin și dacă depășiți acest test, lucrurile merg cu brio după. E o provocare aici la mijloc, chiar își văd posibil un mic mare blocaj, da? Pentru unii e mic, pentru unii e mai mare și văd aici o
teamă din partea voastră. Deci o este teamă de blocaj, de relație, poate în general vă este teamă că nu mai ieșiți din toată această poveste. Și e ceva ce are legătură și cu zona copiilor, pentru unii pești, pentru alții chiar are legătură cu această idee de, știu eu, de echilibru, ca să spun așa, de echilibru. Poate chiar de mult timp dăinuie această idee aici în viața voastră sau în relația voastră de cuplu. Mai departe, 7 de monede aici, în exteriorul vostru, e mediul vostru înconjurător. Să știți că lucrurile se lasă așteptate în următoarea perioadă, da, veți vedea rezultate, însă vor merge încet treburile. Deci să nu vă așteptați ca de azi pe mâine să se întâmple ceva, pentru că lucrurile văd aici că se așează în timp. Da, e adevărat, văd o ofertă care vine către voi, o invitație, dar îi vine mai greu, e nevoie să așteptați, să așteptați să se mai coacă acolo ceva. Pentru că e o persoană aici, văd, care încă nu a luat o decizie, o persoană în care încă nu știe ce vrea. De asemenea, să vă așteptați la o perioadă în care lucrurile sunt așa, când sus, când jos, când e bine, când nu e bine. Da, și e cineva, v-am zis, totuși care nu... Ține aici cu dinții, nu vreau o decizie, dar totuși văd și un element de noutate în viața voastră, posibil o nouă persoană pentru cei care se, știți că se poate și pentru cei care vă doriți. Da? Chiar un element de noutate care să apară în viața voastră pentru alți peștișori, poate chiar dacă sunteți, eu știu, singură și aveți copii și știți că s-ar putea să vă facă cunoștință cu cineva sau ceva de genul acesta, o persoană mai tânără, atunci e posibil acest lucru. Văd totuși gânditori la o persoană mai tânără sau la un cuplu mai tânăr aici și văd că tot așteptați. Ce așteptați, n-aș ști să vă spun, dar ideea este că văd acest element de noutate în viața voastră care apare până la urmă. Apare, dar ideea este că veți avea impresia că sunteți pe un norișor, veți avea impresia că totul e roz, că totul e frumos și nu-i chiar așa. Da, se pot realiza, dar până acolo mai este, da? E bine, e frumos, până la urmă primiți, încet, dar sigur, mai departe 8 de bâte. Aici văd foarte multă comunicare, foarte multe vorbe care se spun, chiar un entuziasm din acesta ieșit din comun. Posibil ca după ce primiți aici ce așteptați voi să fiți foarte entuziasmați, să discutați, să spuneți în stânga, în dreapta, parcă circulă vorbele ca altceva și drumuri foarte multe, iarăși văd. Văd aici tot felul de discuții care au loc, poate mai aprinse, poate plăcute pentru alți pești, depinde de fiecare. Văd ideea aceasta de justiție, ideea aceasta de a clarifica lucrurile. Poate aveți treabă cu ideea aceasta de justiție pentru alții dintre voi și văd totuși că nu prea vă exprimați chiar atât de bine punctul vostru de vedere. Da, sunt multe discuții, dar posibil ceva să vă și rănească, ceva să nu vă placă, aici să nu vă convină. Și văd că totuși până la urmă lucrurile se stabilizează, da? Deci dacă vă doriți o relație stabilă, aveți toate șansele să cunoașteți, dar e nevoie de așteptare și e nevoie să vă deschideți către ceilalți, către exterior, cel puțin așa vă spun cărțile de tarot. Aici văd că da, veți avea parte de această stabilizare, însă e nevoie să renunțați și voi la ceva, e nevoie să comunicați, poate să dați drumul cuvintelor, să spuneți lucrurilor pe nume. Rezultatul final, regina de cupe, foarte frumos, deci dacă sunteți doamnă, e energia voastră și vă văd aici foarte împlinită, foarte liniștită, calmă, iubitoare. Văd că sunteți într-o energie extraordinar de bună în care pur și simplu radiați. Dacă sunteți domn, să știți că se finalizează această poveste, această lună august cu un suflet pereche alături de voi sau neapărat spre final, posibil să se întindă energiile și până prin septembrie, depinde de fiecare persoană. Hai să vedem cei cu această regină de cupe, wow, oricum ar fi, orică sunteți voi, orică e vorba de iubita voastră sau soția voastră, dacă sunteți domn, să știți că e cineva foarte plin de viață, văd foarte multă pasiune încununată cu emoție, cu iubire, e ceva foarte blând, firav, iubitor, e ceva care nu prea este material și văd noi activități pe care le faceți împreună. Poate chiar reușiți să mai stabilizați ceva în viața voastră.
Pentru doamne, văd și un rege de bâte aici, deci un bărbat foarte plin de viață, un bărbat care știe foarte bine să vorbească, să negocieze, știe foarte bine ce vrea, e un bărbat erotic, un bărbat care vine și vă ridică moralul pur și simplu și pe care e posibil să-l cunoașteți la locul de muncă sau printr-o persoană mai tânără. Dragii mei peștișori, aveți o italare foarte, foarte frumoasă, dar vreau și o carte de oracol pentru voi. Hai să vedem. Și aveți așa, prietenul perfect. Wow! E o relație în care se pare că și prietenia contează aici la voi, foarte frumos. Aveți numărul 3, numărul 4 sau numărul 7. Este darul Arhanghelului Racuiel și vă spune așa, manifest starea perfectă de prietenie care necontenit îmi vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului. Deci, dragii mei peștișori, posibil să fie o lună august în care posibil un prieten să vă ajute la vindecarea sufletului, însă cărțile vă recomandă să vă deschideți și voi, să comunicați și cel mai important este să vă ascultați intuiția și să lăsați emoțiile și tot ce înseamnă premoniții să iasă la iveală și să vă ascultați interiorul pentru că aveți ceva special acolo și e păcat să nu țineți cont. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de dragoste pentru luna august. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă îmbrățișez, vă iubesc și să ne revedem cu bine și data viitoare.